Shelley a devenit președinte timp de 24 de ore? Ce? Am văzut gen treaba asta când eram aproape de a fi gen cu niște afișe cu Shelley și observ că tipul ăsta, simplistul, a lipit toate afișele cu el. Haideți să vedem care e treaba, că chiar sunt curios. Da, băi, sunt amuzante, dar... Deci le-au pus efectiv că... Păi l-am ținut cu gâtul, cu capul. Că în ultimele zile ați văzut mai multe pancarde electorale cu Shelley prin Cluj, Sibiu și București. Iar acum mai mult ca sigur vă întrebați cine a făcut chestia asta. Ei bine, cine putea să facă chestia asta mai bine decât fratele vostru, Simplistan? M-am gândit că dacă tot îl vreți pe Shelley, dictatorul președinte, hai să-i facem o campanie electorală și să-l facem președinte măcar pentru câteva zile, dacă nu pentru un mandat întreg. Dar înainte de asta, haideți să vă spun cum a început totul. Acum aproximativ o săptămână, stăteam și eu liniștit pe TikTok, dădeam și eu câteva swipe-uri și mi-apar efectiv sutele de TikTok-uri cu Shelley, dictatorul, Shelley, președintele și așa mai departe. Iar atunci mi-a venit ideea asta de prank, efectiv să inscenăm candidatura la președinția României, așa că haideți să vă arăt cum a reacționat el la asta. În cazul în care nu ați avut acces la internet în ultimii 10 ani și nu știți cine este Shelley, Shelley este cel mai mare YouTuber român, având aproape 10 milioane de urmăritori pe diferite platforme de socializare. Deși acesta a spus că niciodată nu s-ar implica în politică, astăzi lucrurile se vor schimba puțin tel. Scopul acestui video este să vândem pe toți să mergeți la vot, deoarece statisticile sunt foarte, foarte proaste pentru participarea tinerilor la vot și totodată să vedem cum va reacționa Shelley. Așadar, haideți să vă arăt cum am pregătit totul. Primul lucru de care vreau să ne ocupăm sunt pancardele. Vreau să arate ca cele electorale să pară cât mai reale, dar să fie și amuzant. Am vrut neapărat să conțină un QR code care să ducă la maneaua lui Shelley și la Shelley Style. Cred că în felul ăsta toată lumea își va da seama că este un prank. Nu vreau să aibă sub nicio formă vreo legătură cu partidele politice, așa că împreună cu designerul incredibil, meu, este mai multe prea genial. Acestea sunt primele variante care nu arată suficient de credibile, așa că ne-am inspirat de la afișele electorale din anii trecuți. Bă, când l-am văzut pe ăsta cu Shelley, eu l-am văzut fix pe ăsta cu Shelley dictatorul. Nu i le-aș asocia permisul. Pe ăsta cu Shelley alu scoțianu nu l-am văzut. Dar vrei un președinte fain? Pune vot pe buletin. Modele. Primul model este Shelley alu scoțianu, care este un mix între Shelley și Travis Scott, iar al doilea este Shelley dictatorul, unde numele efectiv explică totul. Al treilea model este Shelley nu-i lăsa să-ți ia permisul, care din punctul meu de vedere arată cel mai profesional și cred că toată lumea o să-l creadă. Al patrulea model este Tușu, care este un amestec între Shelley și Nicolae. Bă, eu când l-am văzut pe ăsta lângă Afi, bă, am crezut că e afiș cu tatăl lui Shelley, nu mi-am dat seama că e și că e fața lui Shelley pe și-am terminat modelele. Adică la toate firmele la care sunam, ne cereau cel puțin 5.000 de lei ca să ne printeze toate pancardele. După mai multe telefoane și negocieri, în sfârșit am găsit pe cineva care ne pot ajuta rapid și în bugetul nostru de 2.000 de lei. Da. Bă, eu am gândit niște scheme gen pe treaba asta, că să poți și ești mai ieftin, gen eu odată, când am făcut nu știu câte afișe. Cum să zic, în loc de 100 și ceva, 200 de lei, am dat 50 de lei sau cam așa ceva. Deci e foarte ușor, gen pe treaba asta, să faci rost de afișe și asta cât mai ieftin. Trebuie doar să știi cum să pui problema. 5.000, bun. Deci ne încadrăm în 2.000 de lei. Super, așa rămâne. Ultimul pas înainte de a monta pancardele a fost decidem locațiile care ne vor oferi cele mai bune rezultate, iar aceste locații trebuiau să îndeplinească următoarele condiții. Primul criteriu a fost să fie o locație care să fie vizibilă pentru cât de multe persoane posibile într-un timp foarte, foarte scurt, iar al doilea criteriu a fost să fie o locație frecventată de persoane tinere. Al treilea criteriu a fost să fie o locație unde putem monta pancardele rapid, iar al patrulea a fost să fie o locație unde avem acces noaptea. După ce am făcut planul, am decis următoarele locații pentru a pune pancarde și afișe, iar toată aventura începe în Cluj-Napoca. Așa că pancardele mari le vom pune la Julius Mall și la Vivo și totodată la McDonald's, pentru că seara se fac niște cozi de 20-30 de mașini și efectiv toată lumea o să vadă pancarda. Bă, ai gândit bine și locațiile, adică sincer. Piața Unirii. Gurița, frumos. Acum trecem la chestii mai serioase, devine simplistul constructorul. Cred că îmi stă bine. Mai multe pancarde la Park Lake, Afi Cotroceni și pale de lângă Afi le-am văzut. Pale de lângă Afi chiar le-am văzut că eram prins în ziua aia. Bă, au fost amuzante rău când le-am văzut... Când le-am văzut pale. Totodată vom pune în Centrul Vechi și Romana, să nu uităm de cel mai important loc, Shelley Media Network, unde vom pune mai multe pancarde ca să scăpăm de atmosfera aceea dictatorială. Am ajuns la
Da, pune peste alea cu Travis Scoceanu, de alea cu Travis Scoceanu, este. Este. Mai pune și alte afișe și... Să montăm... Hai să vedem ce mai întâmplă. Efectiv, nu cred așa ceva, deci l-au pus efectiv pe story. Deci, uite-te aici, mâncați-și gura ta, l-au pus și amândouă pe și... Jur că nu cred așa ceva. Mă, mire, deci, prea top. Deci, jur că nu mă aștepta la așa ceva. Păi ești nebun la cap, mă, efectiv. Efectiv, în momentele acelea eram super fericit pentru că mi-a ieșit totul exact așa cum îmi doream și am ajuns la Shelly pe story, doar că acea fericire nu avea să țină mult. În timp ce întorceam la Cluj, foarte fericit pentru că ne-a ieșit planul cu manele la maxim, cu voie bună, primesc acest voice de la Shelly. Da, băi, sunt amuzante, dar m-aș fi așteptat să pui unul sau două în fața la birou să-ți faci clipul. Mi se pare șocant cât de mult ai pus, la modul că chiar devine o chestie pe care oamenii o văd și nu înțeleg ce este cu ea. Și mă implic așa. Bă, cam asta e și ideea, să faci o chestie care să o vadă lumea și să nu înțelegă care e treaba, să fie confuză în halul ăsta, încât să nu înțeleagă nimeni nimic. Bă, eu mi-am dat seama, gen, că e o glumă făcută de un fan, că n-ai cum totuși el să faci asta. Jos pe toate până la ultimul. În momentul respectiv, situația a început să te complice foarte tare, deoarece Shelly nu știa că noi deja am vorbit cu cineva înainte să dea pancardele jos peste o zi și asta ne-a făcut să ne întoarcem înapoi la București și să dăm toate pancardele jos, însă am avut surpriza că foarte multe dintre ele au fost deja date jos și sunt curios dacă voi le-ați luat. Așa că scrieți în comentarii dacă voi le-ați luat sau trimiteți-mi o poză pe Instagram. Și acum se termină clipul, gata, vocalul Shelly, ai lipit toate afișele și atât. Bă! Frumos clip. Super executat, bine, bună schemă și tot. Bă, chiar tare, pe bune zic. Eu am fost Mihai Zmâncă, dacă s-a auzit bine, sper că s-a auzit bine, o poveste complicată ce s-a întâmplat aici cu la valiera asta. Și da, vă pup, pa, pa!